am avut suflet de, cu adevărat de român. Străbunicii și bunicii, toți au fost patrioți ai țării noastre. Ne amintim de 78 de ani, copil fiind, avem 8 anișori. Când am plâns cu mamele odată, am plâns când și-au trimis picioarele să apere pământul țării și coduri des și grila morii. Și am stat pe prisma acasă cu bătrânii și am ascultat cu fiorare cum au sărit cu mii, cu mari, să apere salvarea pânii, săriți, e patria în pericol, să nu lăsăm dușmanii în țară, nepoții își vor aduce aminte că i-a lansat o primăvară. Am plâns cu mamele alături, am plâns când și-au trimis picioarele să apere pământul țării și coduri des și grila morii. Capitanul Bodică, comandantul bateriei de artilerie de pe dealul Slatina, în ziua de Paști, în luna lui april, a tras primii salve de tuns spre Ogrin și a oprit Pieruș la front. Da, perioada de 6 luni de zile a fost aici la noi război, prin gloanța între ei și noi. În tranșee cu cei soldați, voi copii să mă ascultați. Lumea speriată fugea în pădurii, care încărcate cu dealeguri, alarmă mare de război veneau rușii peste noi. Scoși din casă întoi de noapte, mergeam pe drum, vorbeam în șoapte, să nu ne vadă patrula în pușcături și auzeau într-una. Așa a fost atunci la noi, fugărizea cel mare război. Turnul îi trăgeau, eu știu, câinii l-au apusiu, femei neputincioase în sat plângea cu jale după bărbat. Copiii săraci a lăsat. Războiul nu s-a terminat, că a mers frontul până la Berlin. Of, cu jetul Grigozana, în hohot mai plânge mama, vai de mine și de voi, a murit atâta război. Dragi români, să avem în inimă bărbăție și mândrie de român, să iubim țara cu pământul ei străbun. E jertfa strămoșilor noștri, e sângele vărsat pentru patrie și neamul românesc. Și o dorință am și eu și o rugă la bunul Dumnezeu să trăiască România și măria sa poporul, să purtăm cu cinste la inimă tricoloră. Sunteți extraordinar, extraordinar. Creații de-a mea. Da, poeziile dumneavoastră. Da. Ne-am mai pomenit. Mulțumim foarte mult. Iar noi trăim pe aceste sfinte meleaguri binecuvântate de Dumnezeu cu schituri și mănăstiri. Sunt locuri de istorie medievală cu titorii voivodale. Locuri cu adevărat de istorie românească. Cânte doar în graiul vorbi despre mare neamintiri de un Ștefan al Moldovei de cetăți de Mușatin. Vitejia nu se uită, ne rămâne scumpă în noi, nouă celor ce azi creștem, alte timpuri, alte eroi. Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, voivodă care a fost cel mai însemnat. Tudor și cu Iancu, Pățescu și cu Zavodă. Și aici e frunza de măslin, dorința de pace care o vede România. Și aici e tărie poporului român, frunza de stejar. Reunirea celor trei provoții. Oh, foarte frumos. Da, trei fecioare. Și unire într-un snop de greu care are putere. Și aici e cucul care cântă primaverile României. Când a început pasiunea dumneavoastră pentru a colecționa? A trecut de 50 de ani. Da. E când am mutat casa bunicilor. Aici străbunicii am avut. Străbunicul meu a luptat la 77 cu carul. Extraordinar. Da. Tot Gaman, Gheorghe și pe urmă a mers la 77 și Vasile Gaman a fost în 16. La Mărășești, Oituți, aici a luptat bunicul. Și tata meu în 40 a murit la Cotul Donului. Extraordinar. În contul războiului 2. Da, și dumneavoastră erați mic copil atunci, deci... Când am plecat de acasă, avem 4 ani, 8 ani, au venit frontul aici la Oglinț. Da. Și aici au stat 6 luni de zile. Da, în aprilie, până prin august, da. 1944. Aici avem tehnica originală a războiului pe dealul Neamțului, uitați aici. Și aici s-au dat cele mai strașnice lupte. Da, și aici, tot aici, către Oglinză, uitați, măsurători la tras cu tunul. Hărți de artilerie, da? Uitați, aici vine Mănăstirea Neamțului și aici Drăgănești. Da. Zona frontului. Și erau la Drăgănești, cu Oglinză. Da. Și dealul ăsta a fost vărsare de sânge. Da, ați scris foarte, da, foarte mult. Și va rămâne posterității. Am trecut prin transformări. Român a fost,
cel mai năcăjit popor, care a dus toate chinurile care le-au avut în secole de turci 300 de ani, ruși 50 de ani. Austro-Ungare 100 de ani. Da. Război din 16 pentru asta a fost, vede? Disfacerea structurii ăștia din Austro-Ungare, imperiul ăsta. Și aici când a venit Carol întâi, ne-a găsit cu șubota asta. Da, asta da, arabie da. Luat, dealul luat și Ferdinand a făcut România Mare. Asta da, e România Mare. Arătujită România. Arabia cu tete a fost România care adevărată. Și acum e tot fals. Nu mai avem România adevărată. Nu a avut voie nimeni să schimbe hotarele țării, da? Așa le-au schimbat după politica lor.